Frați și surori și toți acei ce ne ascultați la slujba din dimineața aceasta, am să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură și de aceea vă invit să vă ridicați. Un cuvânt care se găsește scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6. Începem citirea cu versetul 48. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viață. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, pe când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vă duceți? Nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Amin. Vă invit să luați loc. Frați și surori, studiind de multă vreme acest subiect al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, pe zi ce trece, descoperim din Cuvântul lui Dumnezeu noi și noi valențe, noi și noi însemnătăți și profunzimi ale acestui cuvânt. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a făcut una din minunile sale, despre care toți spun că a fost o minune care l-a calificat toți din vremea aceea, pe Iisus să poată să fie împărat. Și Scriptura ne spune în textul acesta că cei ce l-ascultau au vrut să meargă să-l ia cu sila și să-l facă împărat. Chiar dacă el nu vrea. Pentru că au văzut minunea înmulțirii pâinilor. Și au zis: un astfel de împărat ne trebuie nou, care să ne asigure hrana de toate zilele. Să nu mai muncim atât, să ascultăm ce spune învățătorul acesta, dar el trebuie să fie neapărat acolo în frunte. Mântuitorul ne spune, și Scriptura ne spune, că Mântuitorul s-a ascuns de ei. Pe el nu-l mânau gândurile acestea de înălțare pământească. Nu-i trebuia funcții, nu-i trebuia poziții. Iisus a înmulțit pâinile, făcând acest semn în mod profetic, pentru că avea să țină una din cele mai frumoase predici.
despre care și în care se spunea: Eu sunt pâinea vieții. Făcând referire la mana care a fost dată în pustiu poporului evreu. Și el spunea, făcând referire la mana, nu ca mana aceea din pustiu, care a reușit să-i facă pe poporul lui Israel să supraviețuiască în zonă deșertică timp de 40 de ani. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Ucenicii au ascultat predica aceasta. Și cei ce-l urmau erau mulți. Uimitor este faptul, frați și surori, că Iisus Hristos nu a impus nimănui să creadă ceea ce spunea El. El proclama adevărul. Mai mult decât atât, când a văzut că cei mai mulți din ucenicii lui îl părăsesc, el a spus: stați puțin, să vă dau niște explicații. Stați puțin, nu plecați, o să-mi nuanțez puțin vorbirea, că s-ar putea întâmpla să rămân fără ascultători. Nu. A mers mai departe Iisus. Și s-a întors spre ucenicii lui, spre cei 12. Și a întrebat: voi nu vă duceți? Toți au plecat. Pentru că dragostea adevărată, pentru că ceea ce este din Dumnezeu, frați și surori, nu obligă, ci convinge și dă libertatea omului să aleagă. Tot ceea ce obligă, în condițiile în care adevărurile nu sunt înțelese pe deplin, nu este de la Dumnezeu, este de la oameni. Iisus a dat libertatea. Citam mai devreme fratele Băstor din Filipeni, când Pavel spunea: gândul acesta să ne însuflețească dar pe toți. Care gând? Un gând esențial pentru noi toți credincioși. El spunea: fac un singur lucru, las ce este în urma mea și mă avânt spre ce este înainte. Spre premiul chemării ceresc. Și spunea el: nu că l-am apucat. Cum, Pavele? Tu poți să spui despre tine că n-ai apucat încă premiul chemării cerești? Nu, spune el. Mă avânt înainte, lăsând ce este în urma mea. Pentru că viața de credință se duce zilnic, în fiecare zi, până la capăt. Nu că am fost credincios acum 10 ani, acum 20 de ani, ieri chiar. Și astăzi trebuie să fiu credincios. Și mâine, și până la sfârșitul vieții. Și Pavel avea toată puterea să poruncească celor din Filip: așa să credeți ca mine, că eu am înființat biserica aceasta. Eu v-am vestit prima dată Evanghelia. Pavel proclamă adevărul și apoi spune: dacă sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina. Le dă libertatea oamenilor să aleagă ei înșiși. Pentru că atunci când omul alege și îi se oferă posibilitatea să aleagă, se dovedește prin aceasta că cel ce dă această posibilitate să aleagă este un om care are încredere că adevărul pe care îl spune are putere să schimbe viața omului. Dar când nu ai încredere, când sămânța neîncrederii se naște în inima celor ce proclamă un adevăr, atunci el caută să impună. Dragii mei, lipsa încrederii nu va duce niciodată la apropiere, la relații sănătoase, la propășire. Lipsa încrederii naște neîncredere. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Niciodată sămânța aceasta, în familie, în societate, a neîncrederii, a soțului în soție, a șefului în subaltern, nu aduce nimic bun. E adevărat că trebuie să fim precauți. Dar atunci când proclamăm adevărul, atunci când spunem cuvântul lui Dumnezeu, dăm libertatea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să lucreze și să convingă. Așa au făcut oamenii lui Dumnezeu. Așa a făcut Iisus,
Așa a făcut Pavel. Vorbind despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, sunt situații, așa cum spunea și fratele pastor mai devreme, excepționale. Sunt situații despre care Iisus a vorbit și a instituit două din sacramentele bisericii sale. Primul dintre ele, care se săvârșește o singură dată, este botezul în apă. Al doilea sacrament, care se repetă atât de mult încât Iisus spune că îl va serba cu noi nou în împărăția cerurilor, este cina Domnului. Sunt cele două sacramente instituite de Iisus. Acum, frații mei, dacă botezul în apă poate fi făcut doar o singură dată, să știți, în situații excepționale, omul poate fi mântuit, chiar dacă n-apucă să ia botezul în apă. Tâlharul de pe cruce. Martirii creștini care atunci când vedeau cum erau martirizați creștinii, erau convinși pe moment și erau uciși și ei la rândul lor, dacă spuneau că ei cred în Iisus Hristos. Dacă în situații excepționale, fără botezul în apă, se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu, fără credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, nu există mântuire. Nu există salvare. Nu există viață veșnică. Cum atunci pot să spună unii că cina Domnului, jertfa Domnului, care preînchipuie și arată jertfa Domnului Iisus Hristos, nu este de importanță capitală în Biserica Domnului Iisus? Fără credința în jertfa Lui, nu există viață veșnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem că acest act al cinei Domnului este un act de o importanță capitală pentru fiecare credincios. Scriptura, vorbind despre importanța cinei Domnului, însuși Mântuitorul a spus despre ea, este diferența dintre viață și moarte. Și el spune așa, cine mănâncă, are viață. Cine nu mănâncă, n-are viață. Nu există cale de mijloc, frați și surori. Ori viață, ori lipsa vieții. Și ne mai spune Scriptura că cina Domnului nu este opțională. Da, avem posibilitatea să alegem. Dar dacă vrem să avem viață, noi trebuie să alegem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Cunoscându-L pe El, cunoscându-L pe Iisus, Petru, chiar dacă n-a înțeles, nici el ca și ceilalți care l-au părăsit, n-a înțeles pe deplin ce spunea Iisus să mănânce trupul, să bea sângele. Dar a știut un lucru, Petru, că Iisus are cuvintele vieții veșnice. Doamne, unde să ne ducem? La Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Pentru că chiar și atunci când nu înțelegem pe deplin, dacă noi căutăm să facem voia Domnului, să rămânem lângă Domnul, Dumnezeu ne aduce la cunoștința adevărului cât mai profund, în măsura în care umblăm cu El, ne apropiem de El. Iisus s-a folosit de evenimentul Paștelor, pentru că toată legea ceremonială a Vechiului Testament se împlinea în El. Și Pavel spune în Corinteni, Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. El este sărbătoarea noastră de acum. În contextul înmulțirii pâinilor, Iisus a folosit de un eveniment, de o nevoie umană, care se face din necesitate, ca să arate că și pe plan spiritual există o nevoie care nu poate fi împlinită altfel. Înmulțirea pâinilor sau împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Pentru că la cina Domnului
noi suntem conștienți de nevoia iertării de păcate. De nevoia noastră de a ne împăca cu Dumnezeu. De nevoia de a fi ispășite păcatele. De nevoia de a ne curăți sufletele. De nevoia părtășiei, și o să revenim puțin la acest subiect pe care unii îl clamează astăzi, făcând referire la părtășie ca grup, ca biserică. Fiind conștienți și dânsi de faptul acesta, că pot fi adunări în care să nu existe părtășie, pline să fie, ca în Corint. Și unul să zică, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos, eu sunt al cutare. Nevoia părtășiei, nevoia recunoștinței, să fim recunoscători. De aici vine și cuvântul Euharistie. Dragii mei, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este parte a închinării Bisericii Domnului Iisus Hristos. Înaintașii noștri, când li se închideau bisericile, când nu le dădea voie să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului, mergeau noaptea în păduri, prin noroaie, și acolo se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului. Se adunau grupulețe mici, sau în familiile lor, sau în temnițele comuniste. Oamenii se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului chiar dacă n-aveau elementele cinei. Uneori n-aveau nimic în pahar sau în imaginabilul. Își imaginau un pahar, își imaginau o pâine. Și așa se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului. Cea mai batjocorită, cel mai batjocorit act de autoritățile comuniste prin temnițe a fost acest act al cinei Domnului. De ce? Pentru că în actul acesta există putere. Pentru că puterea lui Dumnezeu se descoperă atunci când ne cercetăm înaintea trupului și sângelui Domnului. Dacă vrea diavolul să vă duvească cu ceva biserica Domnului Iisus Hristos în vremea aceasta grea prin care trecem, este că vrea să-i fure și această posibilitate de a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Dragii mei, nu ne dorim altceva, noi ca slujitori acestei biserici, decât să venim în întâmpinarea unor nevoi profund spirituale ale bisericii. Gândul acesta ne-a însuflețit, nu alte gânduri. Nu să arătăm cine suntem noi, nu să arătăm că nu ne supunem, nu, nimic din toate acestea. Știind că sunt momente în care Biserica Domnului Iisus Hristos, trecând prin încercare, are nevoie să simtă părtășia cu Domnul mai mult ca oricând. Are nevoie să simtă prezența Domnului și să se cerceteze înaintea Domnului. O facă Dumnezeu pe toți să ne lumineze El. Iar dacă alții au altă încredințare, noi nu judecăm pe nimeni. Noi nu condamnăm pe nimeni. Noi alegem să ascultăm de ceea ce Domnul ne-a convins pe noi prin cuvânt. Pentru că cel mai important eveniment din Biserica Domnului Iisus Hristos este amintire cu recunoștință față de evenimentul ce a împărțit veșnicia în două. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Nu există eveniment mai important în creștinism decât moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Scopul împărtășirii este să ne și amintim. Să faceți lucrul acesta, a spus Iisus, spre pomenirea mea. Ne aducem înainte aminte de ceea ce știm. Să nu uităm niciodată că Iisus a murit pentru noi. Și în sensul acesta, El ne-a oferit două elemente. Știți, locuințele din vremea aceea erau sărăcăcioase, fără sticlă, în geamuri, paturile erau rare, pe pereți nu existau tablouri, o rogojină pe jos. Dar pentru că se apropiau Paștele, evreii aveau în casele lor pască, pâine nedospită. Atunci era sărbătoarea ieșirii lor din Egipt, cu mielul pascal. Erau verdețuri amare. De obicei, Paștele se sărbătoreau în familie, dar Iisus le-a sărbătorit împreună cu ucenicii. Pentru că urma să instituie pentru biserica lui acest eveniment important. În seara acelei zile, când Iisus
a servit Paștele împreună cu ucenicii. Scriptura ne spune că a luat o pâine și a mulțumit lui Dumnezeu, apoi a luat un pahar și l-a binecuvântat. Dragostea lui Dumnezeu se arată prin actul acesta al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Deși Iisus a trăit și știm și noi că pe pământ El și-a început lucrarea cu aproximativ 3 ani și jumătate în urmă, înainte de acest eveniment al cinei Domnului. El a făcut cina Domnului doar înainte de patima sa. N-a făcut-o în fiecare an, cu ocazia Paștelui. A făcut-o doar o dată. Și vorbind despre periodicitatea cinei Domnului, Iisus a făcut cina Domnului la sfârșitul celor 3 ani și jumătate. Dar spune ucenicilor atunci când face cina Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să continuați să-l faceți. Să faceți lucrul acesta pentru că lucrul acesta este atât de important încât în veșnicie, când veți sta la masă cu mine, vă spun 2 din ingredientele care vor fi pe masa voastră în veșnicie. Trupul și sângele meu. Rodul viței și azima. Cum vor fi acelea acolo, nu știu. Dar știu că Iisus a spus, îl voi bea nou cu voi în împărăția mea. Atât de importantă este cina Domnului. Când vorbim despre ucenici, imediat după înviere, Scriptura ne spune că erau în camera de sus aproximativ 120 de oameni când s-a pogorât Duhul Sfânt. Bărbați și femei erau acolo. După predica lui Petru, din ziua 50.000, s-au mântuit aproape 3.000 de suflete. Și m-am gândit la un moment dat dacă camera aceea de sus ar fi avut doar slujbă de o oră zilnic. În 10 ore n-ar fi putut să intre la slujbă decât 1.000 dintre cei 3.000. Dar imediat vedem la un capitol și ceva distanță că după minunea de la Poarta Frumoasă, după vindecarea ologului, s-au mai adăugat la numărul ucenicilor încă 2.000. Și erau vreo 5.000 de credincioși acum. Nu aveau săli. Nu aveau loc unde să se întâlnească. Era o situație excepțională, o situație de început. De aceea, așa cum este scris în Fapte, capitolul 2, vorbind despre periodicitatea cinei, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Se rugau. Propovăduiau acolo. Dar templu era încă în stăpânirea preoților celor mai de seamă. Nu aveau voie să facă orice fel de evenimente acolo. Și atunci, Scriptura ne spune, erau nelipsiți de la templu și frângeau pâinea acasă în fiecare zi. Pentru ucenici a fost atât de importantă cina Domnului încât în fiecare zi o serbau. Și nu vreau să intru pe un teren unde spun unii că este interpretabil. Vă dau doar un citat dintr-un scriitor creștin pe care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, pe John Wesley. John Wesley spunea așa, ei comentând versetul acesta 46 din Fapte 2, continuând zilnic, frângând pâinea la cina Domnului, așa cum au făcut multe biserici de multe viacuri. Este citat din ceea ce a scris el. Și nu numai el crede aceasta. Și noi cred, și eu cred aceasta. Și mulți cred aceasta citind Scriptura. Că doar n-a devenit, știu eu, masa de dragoste, pilon principal în credința creștină. Și masa Domnului, frați și surori. Cina Domnului este pilonul principal. Biserica Pentecostală a hotărât odată pe lună și ascultam un mesaj rostit de un frate și mi s-a părut, făcând o afirmație foarte pertinentă, această afirmație. El spunea, uitați-vă, fraților, la Raiul lui Dumnezeu, unde scrie despre pomul vieții la care n-a avut acces străbunul nostru Adam. Și spune Scriptura acolo că pomul vieții dă rod în fiecare lună.
Rodul acesta dat de pomul vieții în fiecare lună este dat să fie mâncat. Și de aceea noi, ca Biserica Pentecostală, spunea el, credem că cel puțin o dată pe lună, cel puțin, noi trebuie să mâncăm din pomul vieții ca să avem viață. Fraților, nu degeaba a pus Iisus acest eveniment în contextul înmulțirii pâinilor. El a creat organismul uman. Și organismul uman nu rezistă mai mult de 40 de zile fără mâncare. Cei ce sunt puternici. Și dacă organismul acesta pe care l-a creat Dumnezeu nu rezistă foarte mult fără mâncare, cum credeți dumneavoastră că rezistă sufletul care zilnic are nevoie de curățire, de apropiere de Dumnezeu? Fără viața care vine din cel ce este viață. Iisus e pomul vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Iisus. Cine nu mănâncă, n-are viață. Asta este foarte important să știm. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Apoi la cina Domnului vorbim și despre părtășie. Părtășia, am amintit mai devreme, este un ansamblu mult mai complex decât îl clamează unii astăzi. Părtășia nu este doar a fi împreună la oaltă. Nu poate fi părtășie adevărată, în nici într-o biserică, în nici într-o familie. Dacă mai întâi cel ce se împărtășește nu este împărtășie cu cerul, împărtășie cu trupul și sângele Domnului. Adică să îndeplinească acele condiții ca să poată fi luată cina cu responsabilitate și nu spre o sândă. Și pentru ca să fiu împărtășie cu cerul, Scriptura nu îmi pune alte condiții, mă iertați, că privesc spre dumneavoastră în sală, da? Privesc în sală, da? Mă uit la scaunele goale, parcă îmi imaginez că sunteți aici, în sală. Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, părtășia cu Domnul pentru a fi îndeplinită, trebuie să existe mai înainte cercetare personală. Nu eu îl cercetez pe fratele Daniel și nici el pe mine. Și nici alții pe noi. Și nici noi pe alții. Fiecare se cercetează pe sine însuși și așa să mănânce și bea. Tot ce trece peste acestea. Tot ce trece peste acestea nu este de la Dumnezeu. Părtășia trebuie să fie între mine și Dumnezeu. Oh, este adevărat, sunt situații excepționale. Când cineva trăiește în păcat, conducerea bisericii știe că el trăiește în păcat. Și pentru că nu s-a lăsat de păcatul lui, sau pentru că urmează o disciplinare, este oprit de la cina Domnului, ca măsură de disciplinare pentru a-l recupera. Dar nu există nicăieri, nimănui nu i-a fost dată această autoritate, de sus, după înțelegerea mea, să oprească pe cineva de la cina Domnului, decât propria sa conștiință, propria sa cercetare. Dar Scriptura ne spune, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce și să bea. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem că părtășia cu Domnul înseamnă o viață curățită de păcat în sângele Domnului Iisus. O viață de dedicare pe altarul Domnului. Altfel ne asemănăm cu alții care vin și consideră că cina Domnului este doar, știu eu, un ritual pe care îl fac o dată pe an, o dată la nu știu cât timp, și am văzut persoane care nu se împărtășeau cu cina Domnului, dar ei continuau să slujească în biserică și pentru aceasta l-am oprit. Și pentru că l-am oprit și am îndrăznit să-l opresc, am avut, fratele păstor știe, l-am oprit că era și responsabil a unei lucrări din biserică. Și el nu se împărtășea de multă vreme cu cina Domnului. Nu lua cina Domnului. Și am zis, cum poți să slujești în biserică dacă tu nu ai viață pentru că nu te împărtășești? Mărturia unui frate păstor care este acum în conducerea cultului spunea, eram tânăr și mă luptam și eu cu poftele, cu ispitele tinereții.
Și lună de lună vedeam că nu pot să biruiesc. Și mă simțeam tot mai, când venea cina Domnului, mă simțeam tot mai vinovat înaintea Domnului. În frământarea mea, într-o zi, am ajuns, după ceva timp, am ajuns pe la bunicul meu, care era un om credincios. Stând de vorbă cu el, a descoperit că am o problemă. Și am spus, uite, care e problema mea? Nu pot să biruiesc anumite lucruri sau, știu eu, mă simt tot mai vinovat. Și bunicul înțelept, spune el, mi-a pus o întrebare. Când te-ai împărtășit cu cina Domnului? Și a spus, nu m-am împărtășit, că nu sunt vrednic. E adevărat. Cine dintre noi este vrednic? Dar noi ne cercetăm înaintea Domnului. Noi venim înaintea Lui cu slăbiciunile noastre, cu greșelile noastre, ne mărturisim. Ne cerem iertare, că cina Domnului, sângele Domnului ne curățește de orice păcat. Și spunea el, l-am ascultat. Am luat cina Domnului și lucrurile s-au schimbat. Pentru că în cina Domnului este putere. În cina Domnului este înnoire. În cina Domnului este harul pe care îl dă Dumnezeu celor ce sunt în părtășie cu El. Celor ce trăiesc o viață de ucenicie. Nu doar o dată pe lună trebuie să ne cercetăm noi înaintea Domnului, ci în fiecare zi, frați și surori. Și apoi, cina Domnului este părtășie cu familia. Venim la biserică și vrem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, dar dacă relațiile noastre din familie nu sunt relații sănătoase, dacă te-ai certat sau am certat cu soția sau cu copiii sau am spus o vorbă sau sunt unii care se consideră dincolo de aceste de greșeli pe care le săvârșesc în familie, vin și iau cina Domnului cu atâta ușurință, cu atâta nebăgare de seamă, ca să nu o iau și să nu o iei spre o sândă. În primul rând, relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie rezolvată. Apoi, relația cu familia. Și abia apoi, părtășia cu biserica. Abia apoi, părtășia cu biserica. Poți, și fac această afirmație cu toată responsabilitatea, poți să te împărtășești cu trupul Domnului și să-L iei spre o sândă toată viața, dacă relația ta cu Dumnezeu sau relația mea cu Dumnezeu sau cu familia nu este o relație sănătoasă, bazată pe principii biblice. Așa că este adevărat că mai târziu, după capitolul 4 din Sfânta Scriptură, după ce au trecut o vreme, ucenicii, pentru că nu se mai puteau aduna la templu, au început prigoana și au găsit case, s-au găsit locuri unde se adunau. Și de atunci înainte, cina Domnului se luau în acele locuri comune unde ei se adunau. Pentru că, frați și surori, este adevărat, în situații excepționale, putem să luăm cina Domnului ca în situații excepționale, cum au făcut ucenicii. Dar când este libertate, când poți să te aduni în casă și tu nu vrei, ci iei cina Domnului acasă, pentru că consideri că aia e mai important, nu este primit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că n-ai rezolvat relația cu biserica, cu trupul Domnului Iisus Hristos. Este foarte important să înțelegem aceste lucruri. Este foarte important să nu creadă cineva că acum, dacă o să treacă pandemia, de acum înainte cei ce au luat cina acasă, că am auzit la urechile mele că mulți au luat cina acasă, pot să o ia în continuare acasă și să nu vină la biserică, chiar dacă va fi libertate, pentru că ei iau cina Domnului acasă, pentru că păcătuiesc. Păcătuiesc înaintea Domnului, că cina Domnului se ia împreună cu ucenicii Domnului, cu copiii Domnului. De aceea noi anunțăm la cina Domnului. Și am anunțat, și frații slujitori din biserică știu că am anunțat de atâtea ori. Pot să se împărtășească. Cei ce au botezul în apă, cei ce sunt în rânduială cu biserica de unde provin. Și am spus-o clar și apăsat. Cine nu este membru nici într-o biserică, să se abțină de la cina Domnului. Să intre în părtășie cu biserica unde, locală pe care o frecventează. Să devină membru. Frați și surori, noi nu încurajăm cina Domnului în situații normale să se ia în altă parte, decât în biserica Domnului Iisus Hristos. Este adevărat că situații de boală ne
pun în situație pe unii slujitori să mergem să ducem cine acasă. Dar când tu poți să vii la biserică și refuzi să vii și vrei să iei cine acasă, nu mai ești împărtășie cu biserica, cu trupul Domnului Iisus Hristos. Și asta este vinovăție. Deci, vorbind despre părtășie, prima și cea mai importantă e părtășia cu Domnul. Apoi părtășia cu familia și apoi părtășia cu credincioșii. Când venim la casa Domnului, să căutăm să rezolvăm relațiile noastre pe orizontală. Să nu mai fie parte dintre noi, să trăim în părtășie, să existe o anumită rânduială. Pentru că momentul cinei Domnului este o autoexaminare personală, chiar dacă nu suntem conștienți de un lucru. Amintiți-vă de ucenicii la cina Domnului. Ucenicii, când prima dată au serbat cu Domnul cina, și Iisus s-a uitat la ei și a spus, adevărat vă spun că unul dintre voi mă vinde. Ei s-au uitat fiecare în ei înșiși și au zis, Doamne, nu cumva sunt eu. Da, tot așa de simplu puteau să zică, da, eu mă cunosc pe mine. Știu că n-am făcut nicio acțiune în a-L vinde pe Iisus. Dar ce mă întreabă pe mine? Chiar mă insultă Mântuitorul cu aceste cuvinte. Eu știe că îi sunt loial. Am lăsat familie, case, am lăsat totul și te-am urmat, spuneau ei într-o altă împrejurare. Nu. Când ești la cina Domnului și Domnul spune un cuvânt, adevărat vă spun că unul dintre voi mă vinde, atunci și cel mai tare și cel mai slab se întreabă pe el, Doamne, nu cumva sunt eu? Tu știi ce se ascunde în mine, mai bine decât mine însu. Există posibilitatea ca la un moment dat, într-o anumită împrejurare, să-ți fiu necredincios, să te vând, cum a făcut Petru, mai târziu, după aceste spuse. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, să existe o unitate în Duhul. Pentru că unitatea în Duhul, Pavel, și nu mai este timp să dăm exemple. Eu cu voi, în Duhul, fiind una, am hotărât, spunea el. Și erau la distanță. Erau la distanță. Spunea în Corint și apoi mai departe, într-o altă împrejurare. Duhul meu împreună cu Duhul vostru a ajuns la aceeași concluzie. Iisus a instituit cina Domnului pentru biserica lui să fie luată. Bogați și săraci, învățați și mai puțin învățați, oameni de rând și împărați, la cina Domnului, sunt toți egali. Toți au nevoie de aceeași pâine și de același sânge. Și aș vrea să închei cu caracterul profetic al cinei. Sunt multe de spus. Dar Iisus a promis o cină. A promis o cină în împărăția sa. Și mă rog, atât eu, cât și dumneavoastră, biserica întreagă, și toți care ne ascultă, să fim părtași la acea cină. Știm ce va fi pe masă la acea cină. Dacă cineva deschide ușa, ziceți Mântuitorul, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Știm ce va conține meniul. Trupul și sângele Domnului. Asta este una din activitățile sigure în cer, despre care Iisus a vorbit. Dacă pentru el a fost atât de importantă cina Domnului, cum ar trebui să fie pentru noi? Amin. Vă invit să ne ridicăm și să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să rugăm pe Dumnezeu să schimbe situația actuală. Ca cât mai curând să putem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului.